cu Florin Spătaru, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, aflat în legătură directă cu noi și de asemenea la Mănăstirea Voratec, acolo unde este și premierul Marcel Ciolacu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență, domnule Spătaru. Bună dimineața, bună dimineața tuturor și cu această ocazie aș vrea să le urăm la mulți ani și constructorilor de nave care de asemenea pe 15 august și serbează evenimentul, pentru că ei sunt cei care sunt construiesc navele cu care navigă militarii români. Domnule Spătaru, vedem că această sărbătoare, festivitate de Ziua Marinei, apare și cu o separare, ca să spun așa, la vârful statului. Președintele României, Klaus Iohannis, cu Nicolae Ciucă, președintele Senatului, se află pe faleza din Constanța, acolo unde au loc festivitățile cele mai importante de Ziua Marinei. Vor avea și o cină împreună în această seară. Iar premierul Marcel Ciolacu face opinie separată de Ziua Marinei, este la Mănăstirea Voratec. În ce cheie să vedem această ruptură, ca să spun așa? Nu este o ruptură, este o normalitate. Ministrul Apărării Naționale este prezent la Ziua Marinei, la Constanța, un reprezentant al guvernului. Premierul Ciolacu și președintele Partidului Social Democrat a decis să vină în inima Moldovei, acolo unde sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este o sărbătoare specială, pentru că două mănăstiri mari, Mănăstirea Voratec, cea mai mare mănăstire de maici din Europa, și Mănăstirea Putna, își serbează praznicul. Și am decis, premierul Ciolacu a decis ca împreună cu secretarul general al partidului să vină aici în inima Moldovei pentru a fi alături de liderii politici, pentru a fi alături de toți cei care sărbătoresc, cei care celebrează această zi specială. Alături de care lideri politici, domnule Spătaru? Pentru că vedem că ceilalți lideri politici, numărul 1 și 2 din statul român, se află pe malul mării. Da, dar este președintele Organizației Județeană a Partidului Social Democrat, domnul Harpa. L-am văzut pe liderul social democrat din Camera Deputaților. Sunt liderii politici care îl însoțesc pe premierul Ciolacu și pe secretarul general. Așadar, vorbim despre liderii politici din Partidul Social Democrat. Din Partidul Social Democrat, da. V-am spus, ministrul apărării este la malul mării și este alături de militarii români. Am văzut că a transmis și un mesaj încă de dimineață pentru ei și cred că este o stare de normalitate ca el să fie și să reprezinte guvernul la Constanța. Bun, dar știm că Marcel Ciolacu, premierul României, ar putea să-și anunțe chiar în aceste zile candidatura pentru Palatul Cotroceni. Și vedem că odată ce ar intra în această cursă pentru Palatul Cotroceni, până la urmă Marcel Ciolacu, dacă va câștiga alegerile la Palatul Cotroceni, alegerile prezidențiale, va deveni șeful statului, fiind, desigur, pe umerii lui, una dintre cele mai mari responsabilități, mai ales în contextul pe care îl avem în această perioadă, chiar pe Marea Neagră, în contextul de securitate. Poate nu era mai puternic un mesaj transmis de Marcel Ciolacu de acolo, de unde știm că sunt evenimente în desfășurare, și aici vorbesc despre Marea Neagră, desigur, acolo unde am văzut că sunt tot mai multe semnale că rușii se mobilizează. Haideți să separăm lucrurile. În primul rând, 15 august este o mare sărbătoare religioasă. Premierul Ciolacu a fost prezent alături de militarii români, alături de cei din forțele navale, de fiecare dată când au existat când s-a organizat un eveniment important care vizează armata română. 15 august poate fi interpretat atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere al armatei române. Avem ministrul apărării care este responsabil și are sub oblăduirea sa, are atât armata cât și forțele navale și prezența ministrului Tulber, care ați văzut că este prezent de fiecare dată la orice eveniment al armatei, este
starea de normalitate pe care noi o considerăm în acest moment în această sărbătoare. Iar dacă tot vorbim de anunțuri politice sau de decizii politice, 15 august este o zi pentru românii care vin la biserică, care vin în mănăstiri și sărbătoresc această sărbătoare, nu este o zi pentru un anunț politic sau pentru o decizie politică. Ne uităm puțin în istoria recentă, domnule Spătaru, și vedem că și alți lideri social-democrați au ales ca pe data de 15 august să meargă la mănăstirile din Moldova. Fac aici referire la Victor Ponta în 2014, când de asemenea de Ziua Marinei a fost la mănăstirea Pudna, Viorica Dăncilă în 2019, pe 15 august, a celebrat Ziua Marinei acolo, la mănăstirea Pudna. Am văzut că această rețetă nu a fost una de succes pentru social-democrații care au candidat la alegerile prezidențiale. Credeți că ar putea fi diferită situația în cazul lui Marcel Ciolacu? Este adevărat, a schimbat mănăstirea? Asta nu înseamnă decât că liderii social-democrați sunt buni creștini și că respectă această sărbătoare și sunt alături de miile de creștini care vin la aceste mănăstiri. Acum, vorbeam cu măicuțele la seară când am venit la Păratec și spuneau că sunt tare bucuroase că pentru prima oară un prim-ministru în exercițiu vine la mănăstirea Vălatec și nu putem să interpretăm acest lucru decât așa. M-am uitat, eram în rândul oamenilor și n-am văzut decât smerenie, am văzut bună bucurie că lideri politici de la București au venit aici la Vălatec împreună cu ei. Caută Marcel Ciolacu sprijinul divinității? Marcel Ciolacu are sprijinul Partidului Social Democrat dacă va decide să candideze. Păi există semnul întrebării în această privință? Deocamdată nu avem un anunț oficial. Haideți să așteptăm, este o decizie personală și în funcție de decizia premierului și președintelui Ciolacu pe 24 august vom decide care va fi candidatul Partidului Social Democrat la funcția de președinte a României. Bineînțeles că Marcel Ciolacu este, din punctul nostru de vedere și al meu personal, este persoana cea mai potrivită pentru astfel de candidatură, dar vedeți, a căutat sprijinul divinității, haideți să încă o dată să separăm lucrurile. Faptul că Marcel Ciolacu este un om, un român, un bun creștin și se apropie de biserică nu poate fi decât apreciat de o Românie care este peste 80% creștin-ortodox. Trebuie să recunoaștem că realitatea este, până la urmă, și aceea faptului că ne aflăm într-o precampanie, ca să spun așa, electorală și am văzut că inclusiv la mănăstire sunt băi de mulțime și atunci încearcă poate Marcel Ciolacu să își câștige simpatia unora dintre eventuali votanți. Nu neapărat prin prezența la aceste evenimente. După cum știți, Marcel Ciolacu este prezent mai peste tot, se duce mai peste tot în țară și, după cum a fi declarat, este o persoană care nu vrea să fie considerată cumva cu un statut special, ci vrea să se apropie de oameni și să fie alături de ei în mijlocul lor.